Bun găsit, dragi prieteni, o nouă ediție de Sport Arena la zi, live pe Metropola TV și pentru că avem o săptămână plină de fotbal, stăm de vorbă despre Cupa României, am ajuns în faza semifinalelor și vorbim despre meciurile care urmează cu Dacian Varga și Cristi Pulhac și, bineînțeles, stăm de vorbă puțin și despre ce s-a întâmplat pe la Liga a doua, meciul de ieri cu Dinamo și înainte de asta, bineînțeles, că de obicei o mare criză de râs. Mi-am spus toate cuvintele. Bună, da. Băieți! Bună, Alice! Bine, noi intrăm foarte bine, foarte bine dispuși în emisiune și, în general, în ultimele secunde, să spun așa. Nu, în ultimele două secunde. Da. Deci, în ultimele două secunde se găsește un subiect de râs, de în principal despre mine. Sigur am făcut ceva, sigur am pățit ceva, sigur am mare căzătură în genunchi și toată lumea râde de mine. A, da. Acum nu mai zice nimeni nimic, păi că sunteți la televizor, nimic, este. Da, e, da. Ne pare rău că ai căzut. Suntem alături de tine, Alice. Suntem alături de tine, da. N-a spus alături de mine acum două luni când s-a întâmplat asta. Am avut și un accident și acum toată lumea, vai, ce... Ce accident ai avut? Ce râdem? Ce-ai pățit? O să povestim pe Instagram. Adică tu când te împiedici de fiecare dată, noi trebuie să ne punem pernă direct în față, să ne aruncăm pe burtă. Păi, n-am fost aici. Deci, eu sunt fată, finuță, recunosc de ce râdem. Și ăștia doi s-au tras așa un pic. Acum că am dat drumul la live, nu putem să mai zicem toate glumele despre Alice. Ce să facem? Asta e, vorbim despre oile noastre, nu, băieți? Păi normal, după emisiune, las că mai avem două. Știi cum a căzut, nu? Da, știu. Ceva de Doamne ferește. Da. Bine, asta este, am căzut. Deci că a avut cădere de calciu. Doamne ferește să ai o cădere de calciu, măi, Dacian. Haideți să vorbim un pic despre asta. Am ajuns în semifinale în Cupa României. Competiția surprizelor, cum le place tuturor să spună, dar mai avem puțin. Și Dacian, am intuit foarte bine noi doi că până la urmă finala se va juca la Sibiu. Presimt că scrie City Break pe fruntea mea. Așa presimt eu. Să prinde și un festival ceva. Mi se pare foarte ok că s-a ales ca finala să se joace la Sibiu. Ce am înțeles, nu se putea discuta să fie și la Cluj. Da, ții minte, da, noi atunci mai vorbeam doar că teoretic, în funcție de rezultate, automat, terenul ar trebui să fie unul neutru, și dacă... Probabil de asta au mutat. Da, mi se pare ok, e în centrul țării, toată lumea poate să vină, teren neutru, e mult mai simplu și pentru echipele participante, adică nu mi se pare nimic în neregulă cu asta. Din contră, Sibiu e un oraș frumos, sunt turiști tot timpul. Stadion nou? Da, exact. Chiar da. Adică, cred că merită Sibiul să găzduiască o finală de cupă. Foarte bine, da. A inaugurat anul acesta, deci... Un stadion frumos? Și oricum, am văzut că lumea simpatizează pe fotbalul, mai ales acolo. Știu și când mergeam pe stadionul vechi, când am jucat acolo la Sibiu, să știi că a venit în ciuda vremii. Lumea vine pentru că, în ce am văzut, și mai ales pe noul stadion, da, e mult mai atractiv. Mi-aduc aminte și un meci al echipei naționale de tineret. Da, la fel a fost stadionul plin, adică e de bun augur că această finală se joacă la Sibiu. Acum să vedem între cine și cine. Da, avem două zile de Cupa României și așteptăm să vedem care vor fi. Bineînțeles, avem seara aceasta Sepsi și CFR Cluj. Cei de la Sepsi și Sfântul Gheorghe știm foarte bine, ultima dată sunt deținătorii trofeului. Au spart gheața, ca să spunem așa, în ceea ce privește un palmares bun. Sunt convinsă că vor să mențină trofeul acasă. Bine, ciuda, pentru că ei n-au avut un sezon foarte bun, dar uite că au încercat să agațe cât de cupă. Nici dezastruos, nu pot să spui că a fost. Nu, dar... Au intrat în play-off. Exact. Știm foarte bine cum, da. E meritul lor că au intrat, pentru că, în primul rând, Sepsi, să știi că joacă un fotbal destul de bun. Practic, n-au mai avut rezultatele pe care și așteptările pe care le-au dorit cei din conducere. Pentru că, cum discutam despre ei când au fost în momentul lor de vârf, știam că va fi foarte greu pentru ei să depășească ceea ce au avut, adică până unde au ajuns la un moment dat. Și automat, ca să depășească, Cristi, trebuia să facă investiții mult mai mari. Mă gândesc că poate... Și au făcut calcule și au zis, nu știu, avem X lei. Exact, din atât, 10 lei bugetul, împărțim în funcție de cheltuielile pe care le avem, astfel încât să nu ajungem într-o situație nedorită. Nu și-au dorit să... Nu cred că le era greu să aducă, nu știu, 3-4 jucători, să le facă contracte din gură, da? Da, sunt o echipă foarte care... Bine că se procedează genul ăsta de contracte care vină la noi, că îți dăm... Adică am pățit-o, noi suntem pățiți. Îți dăm site de bani și când vorbim din experiență. Salariu, nu știu, 3 luni, 4 luni. Așa e
Am spus-o mereu, s-au întins exact cât le-a fost pătura. Cinstit, vii momentul în care știi ce buget ai pe anul care urmează, ne organizăm astfel încât să nu ajungem în situații nedorite, așa cum am văzut că s-a mai întâmplat și în anii trecuți și în sezonul acesta la anumite echipe, discuții și așa mai departe. Ăștia suntem, asta putem, facem ce putem pentru a obține maximul din posibilitățile avute. Și față, nu mi se pare că... Și față de anul trecut, mi se pare o abordare sănătoasă, știi ce zic? Adică nu... Practic, da, tot conceptul pe care l-au avut ei de la început a părut foarte sănătos. Exact. Adică au făcut niște investiții ușor, ușor și au mărit capitalul tot timpul, dar în funcție treptat, de rezultat. Exact. Da, în funcție de promovare, adică au schimbat un exact de mers. Sănătos, da, foarte sănătos, bun, da. Sunt deși foarte ok. Ei anunțau atunci că ar vrea într-un fel să își propună și da, mai mult. Au venit alte echipe din spate care au venit cu un buget mult mai mare și atunci dau da, exemplu la, uite, Rapidul, da, care până acum nu a fost Rapidul, da? În play-off nu a fost acolo sus. La fel și hai să spunem, Craiova a fost, mereu a fost acolo. Nu? Da, are o constanță ceea ce privește primele da. Locuri. Exceptând echipele anul care sunt. A venit și Farul. A venit și Farul Constanță, care anul da. Trecut n-au fost echipa de anul ăsta. Da? Și acolo multe schimbări. Da, da. Cu toate bine. Că au intrat anul trecut în play-off, aduceți aminte că nu au fost așa cum au fost anul ăsta. Adică au oscilat rezultatele celor de la Farul Constanța. Da, asta spun, adică deja sunt două echipe peste ei. La, uite, făcând referire, tu la, te referi la cât s-a investit și că au venit echipe cu investiții oricum destul de măricele. Mai mari decât le-au făcut. Mai mari decât le-au avut. Aici făcând referire și la că mai sunt echipe care nici măcar n-au ajuns în play-off, adică care și-au probabil. Aici vorbim de UTA. Dau un exemplu exact, acum. Da. Ajunge să vorbim și de ei. Și ei au făcut investiții și au propus neapărat banii. Bine, investiții nu prea au făcut cei de la UTA. Acum, că înainte de începerea campionatului, venim și dăm o declarație și spunem că vrem în play-off, dar uiți la tine în o gradă să vezi, băi, eu pot ajunge până argumentul în respectiv? Adică trebuie să ai și o bază în spate. Eu cred că când au făcut acea declarație cei de la UTA, nu aveau nicio bază în spate să-și dorească să play-off. Știi cum e, Dacian, aici, chiar dacă, se știe că și la UTA sunt salarii destul de măricele, aici mă refer. Sunt da, și salarii destul de măricele, că am vorbit cu Ilie și să știi că exact. Sunt. Da. Dar aici, eu te întreb pe tine și eu la fel mă pun în baza faptului că primind o ofertă la UTA sau de la o echipă care e mai consacrată ca tine, tu probabil te-ți propui anul ăsta, dar 100% eu o să aleg cealaltă echipă care a mers. Mi-e frică să risc ca jucător să mă duc la UTA sau să mă duc la Șepși. Înțelegi? Și automat prefer să mă duc dincolo pentru că au o organizare sănătoasă, ei sunt de ceva timp și automat o echipă care își propune exact. Ca UTA. Și oamenii vorbesc în general, adică voi da. Presupun că știți cel mai bine. Oamenii vorbesc între ei, știu la ce se aștepte, știu dacă se pliază pe filozofia unora sau altora. Da. Adică că sunt convinsă că și de parte și de alta, în absolut oricare dintre direcții, există persoane care automat se pot plia pe filozofiile fiecărui club. Dar, da, în ceea ce privește organizarea celor de la Sfântul Gheorghe, știm foarte bine că este de inspirație vestică. Da. Știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo, atât cu stadionul, cât și ce se întâmplă la nivelul celorlalte sporturi. Corect. Că vorbim de basket, că vorbim de handball, au început să se extindă, să se organizeze foarte bine. Adică... Ei nu se bazează doar pe fotbal. Nu, și lumea vine, da, lumea e foarte încântată de tot ce se întâmplă. Așa cum bine știm, da, se face o colaborare, ca să-i spunem așa, între comunitățile maghiare și guvernul lor pentru susținerea diverselor cauze și să știți că multă lume se cumva, adică, ok, xenofobia și știm foarte bine ce se spune, mai ales pe stadion și așa mai departe. Contrar acestor lucruri, să știți că în aceste comunități lucrurile se întâmplă foarte frumos. Mult mai frumos decât poate s-ar întâmpla la noi, ei au o formă de organizare care se cheamă composesorate. Și forma aceasta de organizare a lor este cumva la modul comunitățile au ca o organizare internă pentru a se ajuta între ei. Și pot da un exemplu foarte, foarte simplu, în momentul în care au fost loviți de ceva inundații la un moment dat, care automat au făcut da, multe stricăciuni, multe case care au avut probleme, garduri dărâmate, așa mai departe, până a venit
statul român să constate stricăciunile, ce trebuie făcut, ce trebuie așa. Trebuie. Nu, deja era gata. Deja era totul renovat. Au venit și au spus, păi unde sunt stricăciunile? Păi le-am reparat. Mm. Pentru că au această datorie. Sau pot să mai dau un exemplu foarte simpatic. Dintr-un sat, unei bătrâne, iau multe probleme cu urși. Știm foarte bine că sunt și acele roalerturi foarte amuzante cu ursul, bă. Urșii vin, din păcate, nu mai au ce sunt să mănânce. Vine, exact, sunt foarte bine organizați și să știți. Până și urșii sunt foarte organizați. Foarte bine organizați și foarte civilizați. Să știi că animalele oricum se dau exact după, strict după zona... Da, oamenilor se întâmplă să facă... Îți dai seama, ferească Dumnezeu, ce s-a întâmplat în București? Doamne, ferește, bine că n-avem. Da, și un urs a atacat vaca unei doamne, destul de în vârstă, singură, săraca, din trunul din sate, a omorât-o și văcuța respectivă era singura ei sursă de venit. Vindea laptele, brânza, ce avea pe acolo. Și ce s-a întâmplat? S-au întâlnit membrii acestei forme de organizare internă și au spus, cel mai bogat dintre cei care sunt în zonă are datoria, datoria de a-i cumpăra doamnei respective o vacă. Pentru că dacă tu ai de unde da comunității înapoi, trebuie să faci chestiunea asta. Și este un lucru cât se poate de normal și se întâmplă. Ăsta e un caz pe care l-am auzit povestit de cineva care locuiește în zonă. Da, nu știu. Adică ei așa se organizează, comunitatea se ajută, femeia a zis, știți, eu am problema asta, o, doamnă, o bunicuță, ce să... Da? Știți, mi s-a întâmplat asta, ce fac? Că nu mai am după ce să trăiesc. Ok, s-a rezolvat, exact așa cum s-a rezolvat și în alte cazuri, calamități naturale și așa mai departe. Deci despre asta vorbim acum. Jucătorii, cum ai spus și tu, automat când te duci într-o zonă care are un profil de genul ăsta social... Din, ok, nu zic, toate pădurile au uscăciunile lor, nu generalizăm acum, dar când te duci într-o zonă care are ca profil social genul acesta de manifestare, automat se reflectă și în restul aspectelor. Și acum că vorbim de fotbal, acum mai departe ce se întâmplă din punct de vedere sportiv sau așa mai departe, nu știu, e problema lor. Da. Da. Dar asta au fost pur și simplu niște facts pe care le-am auzit și care m-au impresionat. Și sportivi stau foarte bine. Tocmai ce am spus mai înainte. Și la basket am văzut fetele de la basket, da, care au ieșit pe stadion și au fost aplaudate de suporterii lor pentru ultima lor reușită. Adică au organizare bună din toate punctele de vedere. Exact. Da. Da, totuși să nu uităm că acum dă peste o echipă rănită din punctul meu de vedere, CFR, care nu practică un fotbal în ultimele etape foarte bun. Care s-a dus la 4 puncte de Farul Constanța și are nevoie de recuperare maximă. Da, aici mă gândesc, cred că pentru ei cred că vor forța un pic și meciul ăsta, pentru că înfrângerea pe care au avut-o cu cei de la Farul, cred că i-a dat puțin înapoi în când cred că la puțin campionat, mai mult, puțin că mai puțin mult, mai mult și probabil având de șansa loc, asta. Să se apropie sau distanța de primul loc. Da, în general am văzut în ultimul timp echipele care trag la campionat și care au șanse nu se bazează foarte mult pe cupă. Deși înainte nu era la fel. Bine, mă gândesc poate că înainte aveau un lot mult mai omogen în care puteau să facă două echipe mult mai bune și puteau merge pe două fronturi. Sau chiar pe trei chiar. Era Cupa UEFA, Supercupă. Dar mă gândesc că ăsta va fi un meci destul de frumos din toate punctele de vedere, pentru că și CFR-ul și sunt adică dacă vor câștiga cupa, pentru ei ar fi un fel de salvare, să spun, dacă nu vor câștiga campionatul, pentru că ei trag la campionat, nu? Da, dar să știi că CFR-ul dacă câștigă cupa sunt mai avantajați. Dacă mă refer dacă nu reușesc să câștige campionatul. Da, pentru că din ce am citit în presă, câștigătoarea cupei joacă în Europa League, preliminare pentru Europa League. Păi asta spun. Deci, dacă adică nu te duci în conference. Da, 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 da. S-a schimbat acum și câștigătoarea cupei joacă în preliminare pentru Europa League. Practic e o gură de oxigen pentru ei și nu va fi un sezon ratat din toate punctele de vedere, ținând cont că e trag la campionat. Cu tot pentru cei de la Ucluj și pentru cei de la UTA, eu cred că asta este final. Eu cred că cine câștigă astăzi, de la ora 19 o să fie meciul, cine câștigă, cred că o să fie și câștigătoarea cupei. Mă gândesc și în partea cealaltă, pentru că cei de la UTA nu stau deloc bine în clasament, da? Cu toate că au schimbat antrenorul
Mi-e greu să cred că Mircea aici Rednic... Aici e o chestie. Mircea, ce ar putea să facă Cristi în ultimile... Eu îl cunosc până mai au cinci etape. Un meci în cupă acum, joi, dacă nu mă înșel, da? Da. Joi joacă. Da, da, este mâine tot de la ora 19. Da. Joi, da? Și ok, și dacă reușesc să câștige, mai joacă în cu meci. Deci, maxim mai au 7 meciuri. 5 în campionat. Da. Și... unul sigur în cupă și dacă reușește să câștige, mai joacă finala. Bine, clar aici că ei se vor baza mult pe campionat, dar eu cum îl știu pe Nea Mircea, e posibil să... O să vină Nea Mircea cu niște prime de la el, siguranță. Nu? Că mereu a făcut, la orice echipă care a fost, o să vină și o să le spună băieților, avem niște prime de meci, s-a terminat meciul, aveți bani în vestiar, cred că așa o să procedeți ca să-i... Se motivează suplimentar, spui tu. Da, dar să știi că mai are o chestie și aia ți-o influențează ție ca fotbalist. În primul rând, dacă ați observat, de fiecare dată când s-a schimbat un antrenor și a venit la Mircea, vorbim aici de strict de cazului, tot timpul a ținut ca jucătorii au o ambiție atât de mare de a-i demonstra lui, încât nu-i mai recunoști, adică nu-i mai recunoști pe tot parcursul pe care l-au avut în campionat. Spui că prezența dumnealui influențează foarte tare. Da, are un discurs și dă să știe să motiveze. Chiar de la început. Crezi că doar felul în care știe să-i motiveze sau și faptul că totuși reprezintă un nume în acest sport și contează, și un pic, ar trebui să fie și un pic rușine de rușinea dânsului, mă gândesc, nu? Da, ține și de nume, Cristi. Corect. Dacă venea un antrenor care nu avea un nume, spun eu, nu cred că stăteau toți așa, toți jucătorii, are o experiență, are o vârstă, are foarte multe lucruri deja făcute în spate și consider că la un moment dat impui respect și prin ceea ce ai demonstrat de-a lungul vremii, nu doar prin ceea ce te apuci acum să demonstrezi, lucru care nu e rău din nou, adică nu mi se pare nimic neregulă. Da, el mai are o chestie, nu știu, se influențează foarte mult starea aia de bine, adică vine cu o stare bună la început. Ce se întâmplă după aia pe parcurs depinde și de rezultate. Depinde și de rezultate aici, că se menține situația foarte bună când ai și rezultate bune. Corect. După aia, se cam strică. Cred că asta așa. E în general la orice echipă. E normal ca rezultatele bune să-ți dea o atmosferă bună în echipă. Da. Dacă nu ai rezultate bune, mi-e greu să cred că mai poți să menții atmosfera aia de... Oricum, mă gândesc de pace și de liniște, corect. Clar. Din punctul meu de vedere, cele de la UTA au făcut o mișcare bună aducându-l pe Nea Mircea într-o situație de genul ăsta. Vis-a-vis de meciul ăsta, mai vreau să spun ceva. Revenind un pic la... Mi-e greu să cred că o să vedem un meci deschis. La Sepsi cu CFR. Pentru că este un singur meci. A fi un meci de care păcare acolo. Da, dar nu cred că riști. Repet, este un singur meci. Mie mirarea să nu ajungem chiar în prelungiri sau dacă nu chiar la 11 metri la acest meci. Bine, e clar că și cei de la Sfântul Gheorghe și ei se bazează foarte mult pe finala cupei. Cred că este obiectivul lor. Da. Asta spun, e obiectivul lor, automat au ajuns în play-off, sunt acolo pe un loc bun. Le dă un loc de liniște. Automat, nu e nici dezastruos ceea ce se întâmplă neapărat în play-off. Deci se pot canaliza către acest obiectiv declarat de la bun început. Deci, automat, cred că s-ar putea să cam tureze motoarele pentru această partidă, astfel încât să ajungă în finală și, bineînțeles... Da, repet, dau de o echipă foarte bună CFR-ul. Cu toate că în ultima perioadă jocul lor a scârțâit, da? E foarte greu să le dai gol. Indiferent de situație, rămâne CFR-ul, o echipă cu experiență, o echipă bine pusă la punct fizic, cu un antrenor foarte bun, care știu să joace meciuri de acest gen. Ce credeți că s-a schimbat în abordarea celor de la CFR Cluj? Știm foarte bine, în sezoanele trecute ei nu s-au axat pe Cupa României, ba chiar au și ieșit foarte repede din competiție. Acum nu s-au axat. Dar acum fiind în această poziție de a juca o posibilă finală, ce se schimbă? În grup au trecut, au dat de niște echipe slăbuțe, da? Apoi au avut tot la fel un meci la discreție, ținând cont că a jucat acasă cu FC Argeș, dacă nu mă înșel, da? Și ce se schimbă acum în momentul în care știi că ești aici, posibil intervine, de a juca o intervine finală. Orgoliul jucătorului, pentru că joci o semifinală. Uh-huh. Joci o semifinală de cupă, știi că dacă ai reușit să... E un singur meci, dacă ai reușit, joci o finală, joci cu trofeul pe masă. Adică, și automat, practic, din partea cealaltă, una dintre echipe, diferența este totuși destul de mare între cele două. La adică ce? Mă refer între CFR Cluj, dau un exemplu, dacă ar fi să câștige în seara aceasta și una dintre cele două echipe care pot câștiga următoarea semifinală.
între UTA și... Clar, fiecare se gândește dintre ele. Ca să nu mai spun... Îți dai seama ce meci ai vedea în CFR Cluj cu Cluj? Finală de Cupa României? Bine. Mamă, nici nu vreau să imaginez la Sibiu acolo să... O să vină toată lumea. S-a rupt pe stadion în două, să câți fani o să vină de la Ucluj. Bine, și de la UTA, că și cei de la UTA au... Da, și au sunt la o distanță cât de cât rezonabilă, deci... Au mulți fani, dar cei de la UTA oricum, ei se vor baza mult pe campionat. Asta e salvarea sezonului pentru ei. Nu știu cât de mult i-ar interesa cupa. Deși Nea Mircea îl știu și 100% se va axa puțin și pe meciul ăsta. Își va clădi într-un fel și echipa pentru campionat. Dar, făcând referire la ce ai spus tu, Alice, schimbarea celor de la CFR e strict de locul din clasament și modul de joc pe care l-au avut tot sezonul și mai ales acum pe final, pentru că știm foarte bine CFR-ul e într-un picaj așa și din punct de vedere al rezultatelor și din punct de vedere al jocului. Cred că și eu m-aș gândi ca antrenor. Jocul nu a mulțumit niciodată și când au câștigat campionatul n-am mulțumit. Nu erau nici chiar așa. Dar nu erau așa de multe greșeli. Înțelegi. Nu se făceau așa multe asta, greșeli. Da, și mă refer în apărare. Da, și îți dădea, practic ei au condus tot campionatul. Ne gândim la celelalte sezoane. Ei conduceau tot campionatul. Da. Și îți dădea, toată lumea vrea să atace Champions League, de ce să nu o spunem? Adică te gândești prima oară la și Champions League... Și posibilitatea de a ajunge păi asta mai înalt într-o competiție europeană cum este aceasta, da. Clar. Când, hai să ne gândim banii care vin, că banii de acolo sunt. Bineînțeles. Da? Adică banii de acolo sunt, corect. Din Europa. Un parcurs cât mai bun îți aduce o sumă mai mare. Acolo milioanele și de euro. Nu cred, deci toată lumea nu vrea să câștige campionatul. Eu nu cred că lumea, majoritatea echipelor vor să câștige campionatul doar pentru a câștiga titlul și de a lua, nu știu cât e pentru câștigarea campionatului. În jur de 3 milioane. În jur de 3 milioane. Da, dar nu e o sumă pe care te-ar mulțumi foarte mult. Bine, cu suma aia nu poți zic, o echipă care câștigă campionatul. Să ții o echipă în Liga 1 doar cu suma asta. Și mai ales o echipă care vrea să câștige campionatul. Trebuie mult mai mulți bani. Da, investițiile sunt mult mai mari. Sunt mult mai mari. Nevoile adică, de la un sezon la altul se schimbă. Asta, probabil, minusurile iarăși apar. Îți oferă, în primul rând, probabil, și oarecare niște contracte, probabil, de publicitate cu anumite sponsori pe care tu ai câștigat campionatul. Corect. Așa, banii pe care îi câștigă. Și ce înseamnă contractele de publicitate în ziua de astăzi? Adică... Da, să știi că acum la zi, la meciurile astea de cupă, s-au schimbat baremurile pentru adică câștigare. Sunt mulți mai mulți bani. Dacă nu mă înșel, parcă câștigătoarea ia chiar un milion și ceva de euro. Cred că da. Bine, sunt niște bani. S-a schimbat. De la 100 s-a schimbat. Deci eu așa mi-aduc bine aminte că parcă câștigătoarea cupei ia un milion de euro sau un milion și ceva de euro. Da, adică, țin minte, când jucam noi erau bani fără, erau niște sume modice. Da, erau niște sume. Nu se compară, dar acum s-a schimbat format, de când s-a schimbat cu noul format și în grupe aveai, dacă nu mă înșel, nu știu, 12.000 de euro la victorie. Da. Aveai 3 meciuri în grupă, adică nu știu, scoteai suma de charter. Da, adică, totuși îți veneau niște bănuți. Da, se jucau și pentru bani, dar să știi că noi jucam în primul rând și pentru gol, că primul rând câștigai, dacă câștigai cupa, clar, automat, puteai să, dacă nu câștigai campionatul, mergeai în Europa. Dacă câștigai cupa, automat erai într-o cupă europeană. Asta spun. Și acum ești într-o cupă europeană, dar, repet, banii din câștigarea cupei României, nu vreau să nu vorbesc. Premiile sunt cu 50% mai mari față de anul trecut și bugetul total spune că pentru premierea sezonului 2022-2023, bugetul total 1,4 milioane de euro și 240.000 de euro urmând a reveni câștigătoarei competiției. Deci 240.000 câștigătoarea și plus banii care i-ai luat. Pe care i-ai luat pentru că ai ajuns până în punctul respectiv. Pentru că ai ajuns acolo. Deci nu e un milion, dar eu cred că un 700.000 ajunge la 700.000. Da, depinde cum sunt împărțite. Momentan nu am găsit formatul exact împărțit. Știam și că... să vorbesc prostii. A, deci grup... sunt bani mai mult. Bine. Și... 50%, Cristi. Sunt 50%. Bine, poate și prețurile bani... s-au scumpit mai mult în ultima perioadă. Poate cu bani. De asta. Ți-a venit factura la gaz. Aia, și factura la gaz. Nu mai la fel cum era în 2007. Deci înseamnă că era pentru toată competiția un milion și ceva de euro. Da. Am bugetul este... competițional, da. Deci bugetul competițional a crescut cu... Am crezut că e câștigătoarea cupei câștigă un milion. Doamne, ajută să ajungem până în punctul respectiv, ca să zic așa. Da, 50% totuși. Cred că, nu știu, din câștigarea cupei poți să-ți plătești 1, 2, 5, 7 jucători.
Da. Nici nu cred că mai suntem în vremuri, cum spuneai și tu, Cristina, cred că mai suntem în vremuri în care să refuzăm niște bani. Adică... nu se refuzau nici atunci. da. Hai să zici că poate nu, pentru unii, nu știu, anumite sume de genul acesta nu reprezintă ceva atât de mare. Pentru cluburile care erau dar atunci. Dar eu consider că ar cam trebui să conteze pentru fiecare, mai ales acum, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă. Probabil și... financiar vorbind. Probabil și adăugând mai mulți bani acum în competiția asta. Pentru că deși o atracție mai importantă pentru cluburi, să nu mai fie atât de lăsătoare. La cupă, mai ales primele echipe din Liga 1, nu o puneau deloc. Acces pe cupă. Da. Vă aduceți aminte? Așa da. Este. Deși dacă pierdeam, era mormântare. Bineînțeles, era supărare mare, doar că asta spun. Era, cel puțin mă refer aici la ultimele sezoane, dar de când suntem noi aici, mă refer la cei de la Craiova, care în fiecare an am spus, este unul dintre obiectivele noastre, da, CSU Craiova, care vrem să păstrăm acest trofeu, l-au păstrat, dacă nu mă înșel, 3 ani la rând. Da. Au jucat, da, au jucat. Exact, adică echipe ca, nu știu, și CFR-ul, CFR Cluj, FCSB, care nu au fost la fel, nu grafic, știu, să zicem nu așa. Au fost, nu știu, cred că nici nu și-au dorit. Mă, nu știu ce să zic, parcă a fost și un ghinion al lor, nu știu, tot timpul perdeau niște meciuri, adică era genul ăsta de surprize. Tot timpul FCSB-ul tot timpul crea o surpriză în cupă. Și acum, anul ăsta. Și acum, da, ei nu au fost niciodată. Au ieșit din grupe. Da, ei nu au fost niciodată. Au fost în grupe și intrau în faza următoare primele două clasate. Da, da. Dacă nu mi-aduc aminte, au făcut egal într-o deplasare în o echipă. Am impresia că au și zis, bă, nu ne mai interesează cupa. Bine, nu că ne mai interesează. Atunci, ei erau atunci și în Europa League, stăteau foarte prost în campionat. Da, da, aduceți-vă da, aminte, da, la da. Începutul campionatului FCSB-ul stătea foarte... Da, erau pe loc. Aveau și accidentați mulți. Aveau și accidentați, da, erau, dacă nu mă înșel, pe 12, 13, ceva de genul ăsta, da. Atunci când era și cupa și... Da, a avut un rezultat de egalitate FCSB cu Oțelul Galați. Da. Un 0 la 0 cu Oțelul Galați. O echipă din Liga 2 și... Da, exact, au avut 2 la 2 cu UTA. 2 la 2 cu UTA, aduceți aminte acel meci la UTA. Au câștigat cu Botoșani. Vă aduceți aminte, îi trebuia să câștige la UTA pentru a merge mai departe și au făcut 2-2 cu două cartonașe roșii, dacă două sau trei cartonașe roșii. Nu a fost niciodată o echipă care tot timpul a fost o surpriză cu ei și noi tot timpul ne așteptam. Noi, ăștia, mai ales la Dinamo, noi aveam eventul, adică vreau și cupa, era declarat. Și supercupa, și campionatul, și meciurile amicale și tot. Dar... Păi eu n-am glumit cu meciurile amicale. Aduți aminte când mergeați în meciuri amicale, mergeați în cantonament și aveați meciuri amicale și aveați primă la meciuri amicale. Da, uite că ții minte. Se întâmplă asta. Ține minte Dacian și nu ții minte tu. Da, uite, nu mi-am mai asta aminte, dar știu. Aduți aminte când știu foarte bine când vorbeam, eram în cantonament, era și el în cantonament și îmi spunea că are primă la meci amical. Băi, las-o naibii de treabă, cum naiba să-i... Da. Eram la sport, nu aveam nici la meci oficial. Meci amical în cantonament. Meci amical, dacă nu mă lua de aceea. Cum aveți, mă, primă la meci amical? Practic, vreau să te impulsioneze să câștigi și meciuri amicale. Era un stimulent acesta și știm foarte bine, funcționează, ar trebui să funcționeze foarte eficient așa. Prin amicale, dacă mă dădeau primă, mai băga și pe ea care nu prea jucau. Și noi ne băgam, nu că vreau să joc. Toată lumea își dorea să joace, nu? Toată lumea își dorea să joace. Vedeți ce bine funcționa varianta asta? Da. De-aia ce bine funcționa. Hai să vorbim și de cealaltă parte a celor de la UCLU și UTA Arad. Vorbim de o UTA care merge în deplasare la Cluj. Știm primul foarte meci bine. Primul meci de la UCLUJ. După ce din ce am înțeles, o să se joace pe... Da, pe Arena Națională. Pe Arena Națională, pe Cluj Arena. Pe Cluj Arena. S-a schimbat gazonul, deci o să fie primul meci pe noul gazon. Da? Deci ar trebui să fie bine. Trebuia să se schimbe odată și odată. Alice, Cristi, vă aduceți aminte? Nu, deci eu vă spun că unul dintre noi, probabil eu ca mai mult timp decât ei, o să facem cursuri de tehnicieni din ăștia de, nu știu cum, are o denumire, de tehnician, așa, de gazon. Tehnician de gazon. Și grădinar. O să vorbim... Mai pe românește, grădinar. Nu, că nu ești grădinar, măi, Cristi, că trebuie vorba să știi bine, niște lucruri foarte precise. Normal. N-ai văzut ce se întâmplă? Că și în Europa avem exemple, că nu merge tot timpul gazonul așa, chiar ca pe roate. Bine, sunt... Ca să dăm explicații oamenilor concrete, justificate, că noi nu prea ne pricepem, adică nu știm, pentru că nu-i domeniul nostru de activitate, dar că poate dacă ar fi, am ști. Hai să vedem cât o să țină teren.
Doamne ajută. Până la festival. Până la festival. Până la festival, da. Că după trebuie să-l schimbi iar. Păi, nu, stai puțin. Eu cred că nici acum nu-l schimbau. Asta este părerea mea. Dacă nu se juca campionatul european de tineret și la Cluj. Pentru e că posibil. Se joacă campionatul european nu, de tineret. Nu, este 100%. Și la Cluj. Și nu poți să te prezinți cu un... Adică nu e posibil, este 100%, pentru că cei de la UEFA vin foarte clar, au măsurătorile lor, au standardele lor, au și ei, așa ca mine, un carnețel și spun... X număr de kilometri de la aeroport până la stadion. Da. Avem niște standarde. Transport în comun pentru suporteri. Da. Avem transport în comun asigurat de la aeroport până în oraș? Avem. Avem X, nu știu, număr de locuri, X, ce alte standarde au ei. Și bineînțeles, ajung la lucrurile de la sistemele de securitate și până la gazon, la măsurătoarea firului ierbii, toate sunt așa. Nu ai una dintre lucrurile de pe listă, da, ne pare rău. Nu ai glumit cu măsurarea firului ierbii. Nu, n-am glumit. Asta am spus. Nu, adică n-am glumit. Adică, da, nu, chiar nu cred că... Exact, să nu creadă că am glumit. Nu, măsurătoarea, literalmente, a firului ierbii. Da. De asta am spus, că de asta s-a schimbat. Pentru că după campionatul european o să vină... Vine festivalul. O să vină acel exact. Festival unde iar cred că o să se nenorocească terenul. 100%, da. Apoi vine toamna, stai că nu se schimbă toamna, nu se schimbă nici iarna, stai că nu se schimbă nici primăvara și iar o să vedem meciuri, Doamne ferește. Bine, din ce știu cei de la majoritatea și cei care au făcut aici pe Național Arena, ei își asumă o parte a costurilor. Păi nu, da. Întreaga parte a costurilor, adică dacă se strică scaune, gazonul, pentru că ei pun anul trecut, și aici, aici paralelă națională te dezbăgubește, ei pun și plătesc concret, gazonul. Aduți aminte anul trecut când a fost acel festival, după acel festival, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, a rămas același gazon, da? Da. Și unde nu a mai fost iarbă, cum suntem noi? Inventiv. L-am vopsit. Aia. Deci noi l-am vopsit. Despre ce vorbim? Cred că fiecare contract diferă în felul lui. Știm foarte bine, aceste stadioane sunt administrate de primării și ei își pun până la urmă condițiile necesare. Acum fiecare cum își negociază și fiecare ce capacitate financiară are de a acoperi anumite costuri. Bine. Pentru că una e să înlocuiești 1000 de scaune și alta e să înlocuiești gazonul. Păi, oricum gazonul se strică, Alice. Adică, automat, adică, asta e. Tot timpul e. S-a stricat la fiecare festival. Chiar dacă îl protejează, dar nu se eu strică. Eu susțin că, din punct de vedere financiar, ceea ce se întâmplă cu aceste festivaluri, atât pentru București, pentru Craiova, da. Pentru Cluj, este un lucru extrem de bun. Eu nu că spun... ne pune pe hartă, da. Că așa mai departe, hai să ne ocupăm și de partea cealaltă și în momentul în care lucrurile se vor echilibra, poate organizatoric vorbind, da. O să fie mai bine. Eu vreau să spun că vorbind de gazon acum, eu știu că festivalurile astea care se fac și cum spui și tu, îți dă bun augur pentru țara noastră, ei își asumă că dacă gazonul se va strica, ei îl înlocuiesc, ei plătesc pentru înlocuirea lui. Așa s-a întâmplat și pe Național, așa știu că se întâmplă și acum depinde, da, nu știu când. Dar ei plătesc. Una dintre doamnele implicate în organizarea festivalului de la Cluj, care explica cumva ce puncte au vis-a-vis de aceste contracte și au spus că până la un anumit moment au fost doar o parte din costuri acoperite de ei, ulterior au mai modificat, automat de la an la an aceste lucruri se modifică și în funcție de buget lor și de ce contracte negociază fiecare cu primăria. Din punct de vedere sportiv, fotbalistic, terenul de la U Cluj a fost ceva de anii 90, sincer. Adică nu poți în 2022-2023, dar vorbim și de 2022, pentru că a fost sezon. Îmi aduc aminte meciuri acelor de la U Cluj, unde era o rezărie. Nu puteai să faci două pase. Nu știu dacă vă aduceți aminte meciul U Cluj, da, cu Rapid. Da. Mamă, a fost o bătaie în mocirlă, adică... Da. Da. Aduceți-vă aminte de echipa națională care a jucat la Cluj un meci amical. Amicalul, da. Care la fel. A fost ceva de Doamne ferește, adică e bun, păcat că iar vorbim nou... de gazon în 2023. Nu ți-am spus că ne facem unul dintre noi să facă un curs ca să dezbatem exact ce se întâmplă. Cred că am vorbit mai mult de gazon decât de echipele Universitatea Cluj, Uta-Arad. Bine, Uta-Arad joacă în deplasare. Ce facem de aceea? De fiecare dată, dacă nu vorbim în fiecare marți, măi, Cristina, mi-a venit de mult marțea. Da, da. Dacă nu vorbim în fiecare marți de cei de la Uta, dacă, din două în două săptămâni, când dau, din păcate, cât un meci în deplasare, așa mare schimbare este...
Bine, știi și explicația pe care ne-a dat-o Ilie Poenaru atunci. E acum, cred că nici suporterul celor de la Ucluj, de la UTA Arad, nu sunt așa optimiști, ținând cont că văd că echipa lor de suflet nu reușește să câștige de luni de zile, da? Au câștigat chiar numai și chiar vrei să mă uit să ultima dată când au câștigat în deplasare? La Botoșani au câștigat, îți spun eu sigur, au câștigat la Botoșani în deplasare. Bine, haide să ultima lor victorie în campionat. Deci au luni de zile, nu au reușit să se întoarcă cu puncte. Dezbateți, da? Vă rog, această situație până când dau scroll. Ideea care e că probabil presiunea pe care s-a creat în jurul echipei, mă gândesc, pentru că ei și-au clasat niște obiective destul de îndrăznețe la începutul campionatului. Da, Cristi, dar alea au trecut, gata, alea. Corect, dar vreau să spun, deja gata, s-a dus, știu, dar încărcătura pe care au creat-o ei asupra jucătorilor și a staffului, pentru că și stafful, dacă vede că nu are rezultate și îți exprimă și ție și te impulsionează ca fotbalist să ai și o mai mare încărcătură asupra ta. După aia rezultatele n-au venit. Și au intrat într-o breșe de asta în care cred că nu au mai știut să mai iasă de acolo. Scuză-mă, iartă-mă, Cristi, că te întrerup. Dacă vorbești de unul dintre meciurile de la Botoșani pe 9 septembrie. Deci a fost un scor de 2-1. Au câștigat la Botoșani, nu? 2-1 de pe, da. 9 septembrie. Era antrenor Ilie Poenaru. Un singur, da. Era Ilie Poenaru antrenor, 9 septembrie. Da, mă uit că ulterior celelalte partide au fost în Cupa României, încercat, încă, da, ceva. Mă mai uit, dacă mai găsesc. Deci, despre ce vorbim? Sunt 7-8 luni de zile. Sunt 7-8 luni, da, de zile. Când în Cupa României au câștigat în deplasare, dar vorbim de un meci cu Mioveni, un egal cu FCU Craiova. Asta spun, adică Ucluj oricum pare o echipă mult mai îndrăzneață, mult mai... Ținând cont că joacă acasă, o să vină multă lume pe stadion. Se gândește și ei, probabil, că ar putea juca o finală. Au declarat că, da, obiectivul lor este câștigarea Cupei României. În campionat, să știi că au ieșit puțin din zona asta roșie. Stau binișor, cu toate că ultima etapă nu m-a convins Universitatea. Matematic sau binișor? Matematic, îți dă o liniște asupra echipei și poți să te concentrezi un pic. Cu Mioveniu, dacă nu era acea greșeală de portar gravă, din păcate pentru cei de la Mioveni, nu știu dacă Universitatea Cluj reușea să câștige. Corect, ultima, da, clasată. Îi ajută puțin moral, pentru că nu sunt într-o zonă roșie. Victoriile îți dau un moral bun. Da. Au câștigat la Ploiești. Și joacă. Au câștigat următorul meci acasă cu Mioveni. Joacă acasă acum contra celor de la UTA. Își doresc să-și ia și o revanșă, pentru că în campionat UTA i-a învins pe cei de la Ucluj. Și ascultam și declarațiile celor de la Ucluj care spuneau că își doresc o revanșă în campionat, pentru că, dacă nu mă înșel, nu știu, 2-0 sau 3-0, ceva de genul ăsta, au luat bătaie cei de la Universitatea Cluj. Bine. În deplasare, când au jucat cu cei de la UTA. Așa, la ca antrenor. Vreau să spun că la prima vedere este un meci echilibrat. Este un meci echilibrat. Da? Înclin puțin spre Cluj. Adică... Asta îmi spun. Este un meci echilibrat, să spui că are un avantaj Cluj pentru că joacă acasă. În vederea ceea ce am văzut pe în parcursul campionatului, nu? Care l-ai spus și tu. El n-a mai câștigat în deplasare de ceva timp. Pe asta am spus, că joacă acasă. Dacă s-ar fi jucat pe un teren neutru, sincer... Poate lucrurile ar fi stat un pic altfel. Da, aș fi văzut 50-50. Dar așa, din punctul meu de vedere... Hai să egalez puțin situația prin aducerea lui Mircea. Care eu tot timpul, pentru că îl cunosc, cum am spus că îl cunosc, s-ar putea să echilibreze puțin, da, da, balanța. S-ar putea, spui tu, să aibă un boost un pic de motivație prin această schimbare. A venit luni. Da. Luni. Are timp. Nu e... E un antrenor care îți dă imediat. Are trei zile la dispoziție. Adică în afară de o așezare în teren, ce îi putea să facă? Nu e vorba de tactic neapărat, stil tactic. Pur și simplu ca și vibe-ul personalitatea lor. Da. Cumva să îi regleze pe partea asta emoțională. Și în general, ambiționează foarte mult jucătorii care nu prea au jucat. Vezi că știi? Și n-am fost antrenorul. Și măi băieții ăștia doi, n-am văzut așa ceva. Pare că sunteți prieteni în viața reală. Din când în când. Până ori, nu? Acum, de când m-a născut Cristi.
E mai greu acum. E mai greu acum, mai greu să vă întâlniți de când... Ce mușchi a făcut cât am împins căruciorul? Da. Îl ridic, n-am lift. Glumesc. El măcar face o mișcare. Noi stăm degeaba, nu știu cum să zic. Păi toate la timpul lor. Tu spui că te apuci de alergat, eu spun că mă apuc de sport. Dacian alergă tot timpul numai după 12 noaptea. Dacă știm. Păi am alergat și... Păi asta spun. Da, da, da. Țara și... E mai răcoare vara după ora respectivă. Care e problema, Cristi? Cum mă iau de tine? Nu, n-am problemă. Nu, dar e foarte bine să faci mișcare. Și în general la noi, băieții care ne-am lăsat de fotbal, e bine să faci mișcare. Că... Imediat. Dacă nu faci mișcare, imediat se vede. Da, bine, na. Și vârsta. Da. Vârsta foarte înaintată, da. Diferența de vârstă dintre noi, ce să facem? Păi da, dar tu ai căzut din picioare la 20 de ani. Dar și care e problema că am căzut? Am căzut din picioare, am căzut de pe motoretă. Motoreta, mă rog. Stând pe loc. Tricicletă. Mă rog, oarecum. Era noroi pe dedesubt și am căzut. Dar lasă-mă să spun oamenilor, că după aia fac și oamenii ăștia de acasă bucură la fete proaste ca ale voastre. Mereu, oamenii cred că tu chiar ai mers pe motoretă. Și ce la acum să mergi pe stradă cu genunchiere. Să spui genunchiere, cotiere. Da, mă, bine, ce să zic. Bine ați venit la o nouă emisiune, Humor Based on My Pain. Da, da. Or, bazat pe problemele mele de zi cu zi. Am face o audiență bombă, credeți-mă. Așa, haideți să vorbim și despre meciul de aseară, Cristi, pentru că am avut aici, aproape la vecin, l'Arcul de Triumf, Dinamo cu Poliaș. Din păcate, 3-1, nu știu ce să zic. Da, Ciana e mult mai înversionat ca mine pe meciul ăsta. E mai pornit decât a tine pe meci? A fost mai pornit, da, noi am discutat puțin. Ce faci de aceea? Ce s-a întâmplat? M-am uitat la meci. Ești pătimaș, așa? Da, da, nu înțeleg. Nu știu, ar schimba ceva el și se referă la portar aici, pentru că, nu? Ai zis că e un portar care nu-și dă siguranță. E timid, e tânăr, eu înțeleg, n-ai un jucător tânăr, dar... Meci de meci să faci așa atâtea gafe, adică... Totuși, te costă puncte. Te costă o promovare directă. Bine, aici... Apoi ai 1-0, controlezi prima repriză și ieși de la vestiare total altă echipă. Deci nu mai vedeam, zici că, nu știu, nu mai știau să joace fotbal. Asta mi s-a părut maxim. Adică prima repriză Dinamo pune presiune pe adversar, pasează bine, reușește să-și înscrie, intră la pauză cu 1-0. Iar apoi, după pauză, au reușit, cer scuze, n-au intrat cu 1-0, că au reușit cei de la Iași să înscrie prin minutul 40, dacă nu mă înșel. Cred că la singura ocazie, o centrare din partea dreaptă a celor de la Dinamo. Bine, aici trebuie să înțelegem că e o echipă fără experiență, pe care unii dintre jucători, cei de acolo, sunt destul de tineri și apasă pe umerele lor un nume, Cristi, care stai puțin. Poate să te ajute, dar poate să-ți ofere... Ai văzut jucătorii de la Iași? Păi nu, dar oricum sunt mult deci mai... Deci număram eu pe degetele de la o mână. Corect. Jucătorii cu experiență, mă refer. Păi adui, facem schimbul atunci. Astui că e Dinamo și că... Asta spun. Nu se vorbește de Iași. Iași e o echipă care a fost elegantă, e o echipă cu nume. Nu, e o echipă cu nume. Cristi, dar numele Dinamo apasă foarte mult. Cristi, ai jucat cu 6.000-7.000 de spectatori în tribună care au fost alături de tine. Da, la au fost alături de tine și au venit, au umplut stadionul ăla. Corect. Și te-au aplaudat, te-au încurajat. Da. Prea puțin. Spun. Greșeli impardonabile în meciul cu Steaua. Acum e la fel cei de la Iași. A mult și meciul ăla, să știi. Iar cei de la Iași au câștigat pe greșelile celor de la Dinamo. Și atunci te întreb eu pe tine, greșelile din meciul cu Steaua și greșelile din meciul ăsta, cum le cataloghezi păi tu? Păi nu mă întreba pe mine, experiență. Pe ei. Păi nu, dar te întreb pe tine ca fotbalist. Fost fotbalist. Păi dar nu-ți dorești să joci cu presiune? Dar Cian, tu vorbești doar din punct de vedere cum erai tu. Păi nu-ți dorești să joci cu stadionul plin? Îți dorești să joci cu 6 spectatori? Da, dar și tu aveai la echipă jucători care nu rezistau presiunii publicului. Și erau jucători mari, așa e, nu? Eu zic să nu găsim alibiul ăsta că din cauza publicului cei de la Dinamo nu au reușit să câștige. Păi nu, mă refer greșelile pe care le-a fost în meciul cu Steaua și cele din meciul ăsta. Eu tind să cred că apasă foarte mult numele. Da, nu știu, sincer, mie mi-ar plăcea să-l chemăm odată pe antrenorul celor de la Dinamo. Că vorbim cu Ovidiu, eu vorbesc cu Ovidiu și dacă el chemă acum... Ești un prieten al emisiunii, să știi, a răspuns de foarte multe ori invitații noastre. Mi-ar plăcea să întreb de ce
se continuă cu acest portar care este un portar tânăr, dar nu are experiența necesară în momentul de față. N-am spus că este un portar slab. Este tânăr, dar nu are experiență și se vede chestia asta. Adică nu este stăpân pe el. Nu este stăpân. Știm că la Liga a doua trebuie să ai juniori. Da. Mă gândesc că aici este problema celor de la Dinamo. Asta bine, este păi până una alta o să așteptăm, o să-l sunăm probabil și pe domnul Burcă, să-l întreb să te edifici, pentru că acum urmează să ne certăm în particular, pentru că la noi pe post urmează o altă emisiune și nu mai avem timp să ne certăm aici în direct. Mulțumesc, băieți, pentru ziua de astăzi. Ne vedem mâine tot cu fotbal, stăm de vorbă despre etapa din Superliga care urmează. Rămâneți cu Metropola TV și seară frumoasă tuturor!